Haide, vrem intro pentru seria de Poliția CSGO. Bine, hai. Hai. Zic când ești gata. Gata, hai. Flash, banează-i! Banează-i, Flash! Asta a fost intro? Asta e, da. Forță! Jocuri de gaming acum pe G2A. Link în descriere. Mi amigos, bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO. Suntem pe DAS 2 împreună cu suspectul. Suspectul este escalator pentru că a mâncat... coduri când era mic și acum dau codurile pe afară din el. Exact. Se pare că escaladorul are... S-au transformat în skill, așa. S-au transformat în skill. Ați văzut că de câteva zile îi boostez pe băieți pe live la CS și după cum puteți vedea, escaladorul se uită în jos. Escaladorul se uită în jos la cutia de pe DAS 2. Cât de drăguț. Wow, minunat. Escalador, ce părere ai despre asta? Eram mai amețit, eram într-o perioadă mai... sumbra vieții mele, dar acum se pare că îmi revine încet, încet. Așa este, așa este. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să-l aplaudăm cu toții pe minunatul escalator. Mulțumesc, nu trebuia. Cu plăcintă. După cum vedeți, asta este un episod mai special de Poliția CSGO, mai retardat, exact. Așa că v-aș ruga să apăsați butonul de... like, să se facă, să îi dați un pumn să se învinețească, să se facă albastru. Și nu uitați că aveți reducere la PC Garage la orice comandă cu codul OneFlash, exact ca numele canalului, scris, legat, simplu, etc, etc, etc. Și acestea fiind spuse, facem episodul dublu și îi dăm la băiatul ăsta care se uită și o să îi dăm lui Escalador, îi dăm cu Întuneric. Shutdown. Întuneric. Întuneric, îi dăm cu de toate, fără Griffing, că nu știm dacă a făcut Griffing, dar în schimb îi dăm nu, cu nu, de fără, toate. Fără. Fără, doar 3 bife și ne teleportăm în următorul demo, când apare. Asta e, așteptăm o oră, două ore, trei ore, cinci ore, nu contează, dar noi așteptăm, suntem aici. O, uite că a apărut, Escalador, ce părere ai? Demo-ul a apărut foarte repede. Te rog când să ne spui ce părere la poliție, ai. Când lucrezi la poliție, imediat, unul după altul, apare demo-urile. 1, 2, 3, ai înțeles? Am înțeles. Mulțumim pentru explicația acordată, domnule agent Escalador. Și... Carporal, te rog. Ce mă? Cârpărol, ce ai zis? Carporal. E caporal, băi. Nu carporal. Că nu e carp, cred. Nu e caporal? N-am idee. Cri. Hai să vedem, tot pe tazul avem un suspect, mă, băieți, și... De data asta nu se uită în jos, este tot escalator, dar aici nu era în acea perioadă supărată a vieții lui, era într-o perioadă mai fericită în care privea în față. Priveam lumea altfel. Mergea înainte, că înainte era mai bine. Da, corect. Hai să vedem. Bine, kill pe mid, bun, dar nu putem spune prea multe. Aici putem spune că a fost un net, dar eu zic că e mare wall. Iar aici cred că este din nou Mariol, că-l știe pe ăla la gust, să-i dă și grenadă. Bine, grenada asta n-a fost numai pe jucător, n-a fost direct pe el, la sigur. Aha, frumos. Era să mai facă un kill, era să mai... Au câștigat runda? Stați un pic, au câștigat? Da, au câștigat runda, ok. A vrut să tragă după la pămit. Băiatul o rupe pe olică, o rupe pe aimică, cred. Și... Esca, aș vrea să-ți spun că o aimică. Răspuns greșit. Am întrebat 100 de români cum moare Escalador și cei 100 de români au zis: oare mică, oare mică, oare mică, oare mică, oare mică, oare mică. Știi? Ori 100. A fost de 8 ori asta. Și ceilalți 92 de români au spus: eu te iau la naștere, eu te iau la naștere, eu te iau. Suntem retarded mode în seara asta, nu știu ce am. A dat retardul în mine pentru că am mâncat, cred că mi-am luat o pungă de aia de aproape 6 lei de chipsuri și am mâncat aproape pe toată. Dacă mă vede Irina, mă bate. Am făcut o prostie. Irina era pe Discord. Ce cauți Irina pe Discord? Poate nu o să afle. Poate nu o să afle. Stai un pic, ce cauți Irina pe Discord? Stai. Zi acum că te aveam dată la 30%, că îmi spărge urechile ultima dată. Mai zi acum o dată. Cred că am nimerit într-un moment foarte prost. Ok. A
Am întrebat 100 de români despre cum are ESCA, dar trebuie să o întrebăm și pe Irina. Irina, cum ți se pare că ar avea o ESCA? Nu. Cea mai mică, cea mai mică, cea mai mică. Uite ce zice Irina, mamă, că cea mai mică, mamă, ESCA, bă. Hai să ne concentrăm un pic la acest aspect, să vedem cu bifele alea că momentan avem doar două și poate am mai ratat noi ceva, dar știți cum este, o serie de entertaining, este poliția, CSGO. Nino. Avem și girofar, de, ne-a sponsorizat primăria, avem girofar. Să știi, ferea. Avem și... Domnișoara Ferea. Ferea. Ferească Dumnezeu să mai avem un primar așa. Hai să vedem, se duce băiatul pe short... Prin spatele lor, mamă, presimt mare masacru, presimt un masacru foarte masacrat, după cum se vede, două capete, Piticu, dracu, nu face ace, a făcut 4 kill-uri Piticu dracului venind de pe short, acest lucru este inadmisibil, vom cerceta Nino, în continuare. Nino. Sper că semăn și eu măcar 1% cu Vadim. Măcar 1%, că eu nu prea le-am cu imitatul cu astea. ESCA le are cu imitatul, ați văzut cum e 1-1 cu sirena de poliție. Și nu, mai cum. Mamă, ce-a sărit ăla cum s-a văzut acolo în bază, în fine. Se duc toți be, băiatul, vă dați seama că știe tot. Știe tot și vine aici că automata, mamă, bine pai, bine pai, bine pai, adică rău pentru cei de la Tero, dar bine pai, mamă, nici nu are ținta pe ei și le dă cap. Și ăsta e ace-ul cu automata, a tras de 7 ori ca să-i nimerească capul unul care stătea pe loc, what? Stai, îmi dă ăla de pe uși, ești nebun. mamă, nu. Ok. Se duc băieții iar la B. Tot să aspect așa. Sper că l-am acoperit pe Mala. Mala e DJ-ul nostru. Doar că momentan încă nu putem fi DJ pe... Exact. Ce ai făcut, Bobiță? Suntem... Așa, Esca, așa. Am întrebat 100 de români dacă ESCA seamănă cu un girofar și au zis că da. Nu, fără muzică. Fără muzică, dacă se... Băi, bă, ia! E clar. Ne-am dus. E știe Malos, chema acolo, știe el ce face, știe. Ia să vedem ultimul jucător. Mamă, vedeți cum se pune băiatul pe control? Zici că are întrerupător de stins lumina în cameră și mă, așa se vede. Opa și nu, i s-a făcut milă, dar s-a răspunat până la urmă pentru că l-a omorât pe Banjo și Banjo era iubitul lui The Suspect și poveste dragoste acolo și da, a trebuit să-l răzbune pe Banjo. Hai să vedem pe mid. Ceva am ratat eu, sigur am ratat ceva. Sunt sigur că am ratat ceva în episodul ăsta pentru că a fost prea pe modul retard. Dar sunt sigur că oricum el va lua bani, iar contul lui va face exact așa. Shutdown. Easy peasy. Windows 95. Arrivederci. Încă două kill-uri de la Banjo, băieții recuperește runde care, mamă, are 31 cu 1 cu 10. Escalador, o să te boostezi pe live-uri, pe CSGO, până când vei ajunge și tu să ai 30 cu 1 cu 10, ca de suspect. Atunci va însemna că joci bine. Cu Revica mai mult de tras, că el e mai slab decât tine, știi, și da, cu Revica e de tras. Este un pic. Da, e de lucru acolo, e... trebuie, ei sunt jucători buni, dar nu sunt șlefuiți. O să mă ocup eu de acest aspect. Vorbim în termenii academici aici pe Overwatch de câteva secunde și deja m-am plictisit. Așa că o să trecem înapoi pe modul retard. Mamă, poate, uite-l pe Bonel Nicoliță, vine cu mingea și intră mingea în poartă, doamnelor și domnilor. Era doamnelor și domnilor sau... Asta e de griffing, mă, asta e de... S-au apucat de jucat fotbal. Naționala României pe CSGO
După cum vedeți, lăsați pe cu adversarul tău. Pase, pase, pase. Aruncă armele. Aruncă și celelalte armele. Da, o încercare de centrare, dar nu a reușit. Din păcate, avem în studio niște probleme cu niște fiare și domnul Mala, fiind sudor, se ocupă de, sudează aici sub birou niște, piciorul de la birou s-a rupt și Mala e acolo sub birou, sudează acolo, știi? Ce, nu merge mutul? Cum mă, lasă-mă, cum să nu meargă mutul, mă, că... A. Nu mai fiți muți, mă. A. A. Aolo. Aolo. Este în patrol. A 100 pasă urmează în acest moment dată de The Suspect și... Și... Gol! Bine! Forță! Gol România! Sper că v-a plăcut episodul ăsta mega retardat, care este cel mai retardat episod pe care l-am făcut până acum. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dați un follow pe Insta. OneFlash cu 0, ziceți-vă și voi Insta-urile. Hai toată lumea, haide! Liniște, cri-cri, nimeni? Nu, nimeni nu vrea follow. Nu-mi dați decât mie follow pe Instagram și lui Dan. Așa îl cheamă pe escalator. Ups, i-am zis numele, asta e. Se mai întâmplă, era secret, dar nu mai este secret, că am spus eu, m-am spart. Da, reduce la pisigaraj, codul OneFlash și v-am țucat. Ne vedem data aviatoare. Ia spune, Esca. Ia spune, no. Esca. Băi. Fă un intro pentru episodul de mâine dimineață. Băi, talentatele.